Da, la mulți ani în primul rând. Da, cred că sunt singurul de aici care a lucrat cu Eddie. Am colaborat destul de bine și sperăm ca și acum, mai ales că este principal, eu l-am avut mai ca secund, să aibă rezultate foarte bune și împreună să reușim să ridicăm echipa în fruntea clasamentului. Te-am întrebat colegii cum este la antrenor? Da, la început vă dați seama că toată lumea este curioasă. N-am putut să dau prea multe detalii, că știți cum e diferența între a fi principal și secund. Dar este un antrenor tânăr care a învățat multe și sperăm să pună tot ce a învățat în practică și împreună cu mami să ajutăm echipa. Ce gânduri ai, domnule? În primul rând să fiu sănătos și, cum am zis mai devreme, echipa Pandurii Târgu Jiu să-și îndeplinească obiectivul, adică locul 1-6, dacă nu mă înșel. Și asta este singurul obiectiv momentan. Și cu Parigi? Și cu Parigi, da, suntem în semifinale. Trebuie să abordăm jocurile foarte serios și să reușim să câștigăm, că este o competiție importantă, este primul an de Cupa Ligii și ne dorim să ajungem cât mai sus. Locurile 1-6 ar putea duce în cupele europene, sunt echipe Dinamo, Astra, da, știm, deocamdată e un obiectiv destul de ambițios, având în vedere locul în care ne situăm, dar încercăm să ajungem cât mai sus și dacă, nu știu, vom reuși să fim acolo în față, vom avea timp să ne gândim dacă vom merge sau nu în Europa League. Ar mai avea nevoie Pandurii de ceva probe în aceste ani, ceva întâlniri? Cred că da. Da, este problema conducerii tehnice, dar cred că orice jucător valoros este binevenit, mai ales în situația noastră, ne poate ajuta, cred că da, și fundaș central, nu știu cât mai sunt. Care crezi că a fost punctul vostru mai puțin, punctul vostru slab? Nu știu, cred că am ratat destul de mult și am avut așa unele meciuri în care am considerat că le câștigăm de la început, dar ați văzut, în teren niciodată nu, jocul nu seamănă cu tot ceea ce îți pregătești de acasă. Sper ca în acest retur să ne concentrăm mai mult, să fim mai atenți pe faza defensivă, că am luat destul de multe goluri, și pe faza ofensivă, să marcăm mai mult. Că această echipă, țin minte că am marcat în ultimii 3 ani mult mai multe goluri decât am făcut-o noi acum în acest tur. Mulțumesc. Plăcere! Mulțumesc.